Salutare prieteni, eu sunt Vodi și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Pentru episodul de astăzi am pregătit eu ceva mai special. De fapt, nici nu pot să zic că am pregătit eu pentru că voi mi-ați pregătit câteva decuri cu care o să mă joc eu. V-am spus să-mi lăsați decuri cu 3 muschetire în secțiunea de comentarii pentru că le avem la nivel maxim și am zis să-mi lăsați decuri cu 3 muschetire. Iar eu am luat câteva dintre comentariile voastre și le-am pus în deck. Acolo unde o să ne jucăm noi astăzi în arenă și să testăm decurile voastre. Ăsta este primul deck al lui Mr. Imperfect. Apoi mai avem aici încă un deck de la Augustin. Decul ăsta lui Augustin o să-l testăm și pe ăsta. Mai avem încă un deck de la Bogdan. Bogdan, îți testăm și decul tău cu Royal Ghost. Ne-ai pus aici să încercăm cu Royal Ghost. Și mai avem noi încă un deck făcut de Amira, care este ăsta. Bun, o să testăm toate decurile pe rând, dar vreau să vă anunț că pe data de 12, și anume vinerea asta, 12 ianuarie, o să fiu și eu prezent la eveniment sau party, nici nu știu cum să îi spun, pentru că este un party unde o să fie mai mulți youtuberi și sunt și câteva locuri, din ce știu eu, limitate pentru voi. Dacă vreți să aruncați un ochi, o să vă las primul link din descriere către eveniment sau petrecere, pentru că așa am auzit că este o petrecere de noul an. Și plus de asta, se apropie și data de 27 și se apropie Bucharest Gaming Week-ul. Așa că o să mai revin eu cu detalii pe parcurs, în următoarele clipuri, ce se mai aude despre Bucharest Gaming Week, o să revin cu detalii noi. Bun, acestea fiind spuse, o să trecem la episod, dar nu înainte de a deschide Giant Chest-ul. Asta pentru că s-au strâns mai mult de 4 like-uri la episod, exact cum am promis. Avem la quest-uri legendarii de care nu ne atingem, pentru că strângem chest opening foarte mare. Poate ne pică și nou vreun super magical chest acum pe episod, nu știu, n-am de unde să știu, dar sper să ne pice ca să punem și noi un titlu de clickbait. Nu știu. Hai să deschidem crown chest-ul pe care l-am făcut eu astăzi și am zis să-l deschid pe episod. Poate ne pică și nou vreo legendară ca să punem titlul de clickbait. Eu știu. Așa, deschidem golden chest-ul. Nicio legendară. Și m-am jucat eu la Legendary Challenge pentru că mai erau câteva ore și expira și am zis, hai mă să joc și eu dacă tot e free. Și am făcut 10. Am luat bătaie, dar nu-i nimic. Nu-i nimic. A fost destul de... M-am relaxat jucând la Challenge și am câștigat și câteva cărți. M-am jucat cu deck-ul meu. Pentru că am promis că deschidem și Giant Chest-ul, hai să deschidem și Giant Chest-ul pe acest minunat clip. Nu uitați să apăsați butonul de like, ok? Și dacă nu ești abonat la canal, apasă butonul de subscribe. Butonul de subscribe nu trebuie să fie roșu. Asta e ideea. Dacă ai venit să te uiți la clipul ăsta, butonul ăla pe care scrie subscribe nu trebuie să fie roșu. Bun, hai să jucăm noi cu decurile pe care mi le-ați pregătit voi. Nu arată rău. Jucăm direct în arenă, poate și câștigăm. Poate ba chiar o să luăm un super magical chest. Nu am de unde să știu. Ar fi genial să luăm un super magical chest din win-ul ăsta. Dacă o să facem win. Bun. E ciudat să mă joc cu 3 muschetire. De fapt, nu zic bine. E ciudat să mă joc cu un deck cu 3 muschetire, dar nu cu deck-ul meu. Un deck diferit față de cel de-al meu. Sunt o grămadă de combinații de cărți pe care le poți face cu 3 muschetire, dar eu m-am obișnuit foarte mult cu deck-ul pe care îl joc eu tot timpul și asta... Da, nu-i nimic. Având în vedere că sunt 3 muschetire în deck, ar trebui să ne descurcăm bine. Bun, deocamdată se putea și mai bine. A dat acel fireball, nici nu știu ce combinații de cărți. Hai să punem battle și bandită. Am văzut două cărți care se duc direct pe turn, mă rog, bandita o să se ducă în acele arcașe. Să vedem dacă va rămâne, nu va rămâne în viață să se ducă și în turn. Dar nu e nimic, rămâne un barbar care probabil o să prindă un hit sau două. Un hit și atât. Ok. O să încerc să fac mai multe combinații ciudate, pentru că na, nici deck-ul nu e atât de normal. Nu știu, e normal deck-ul ăsta? Habar n-am, e prima dată când îl joc. Un deck făcut de voi. Bun. Are și fireball, asta e ideea. Nu aș vrea să... Hai să le pun, o să accept 2-3 hituri. Cred că 2 hituri de executioner. 1 2 1. Și o să încerc să atac pe partea asta. O să avem battle ramul în timp. Să pregătim și un zap. Hai să punem bandita totuși. Mai bine decât zap-ul. Oh, nu. Nu cred că e mai bine decât zap-ul. De fapt, nici zap-ul nu m-ar fi ajutat atât de mult acolo.
dacă rămâne bandita aia în viață, dar nu rămâne. Nu știu ce pușuri aș putea să fac cu decul ăsta. De fapt, ar trebui să am Ice Golemul în față sau muschetirele sau cum se zice, minerul în fața la muschetire, dar deocamdată nu prea am reușit să fac un push decent. Asta mă enervează pe mine. Are execution-ul ăla și probabil are și tornadă, dacă nu mă înșel. Nu am văzut până cu tornada, dar a dat logul. Hai să punem și prințesă pentru că dă acolo splash. Punem un miner acolo care să tancheze în continuare. Încercăm să protejăm prințesa până ce ea face treabă. Reușim să o salvăm. Nu știu cât timp. Până dă logul. Și este luz cu primul deck. Ok. Poate nu l-am jucat cum trebuie. E ciudat să mă joc cu alt deck, cu toate că conține 3 muschetire. Voi ați putea chiar să-mi faceți troll cu asemenea deck-uri. Ok, și tornada de care ziceam că nu știu dacă o are, o avea de fapt. Am zis că nu știu, am văzut executionerul și m-am gândit la tornada. Bun, minus 30 de trofee. Am pușat-o puțin la 4500 și na. Episodul ăsta trebuie să scădem în trofee, deci da. By the way, pentru că v-am pus să-mi lăsați în secțiunea de comentarii decuri cu 3 muschetire, știți foarte bine că eu am seria aia cu 4 chestii pe un turn. Am avut 4 baloane pe un turn, am avut 4 mineri pe un turn, am avut 4 battler pe un turn. Lăsați-mi în secțiunea de comentarii chiar acum cu ce carte vreți să mai fac astfel de episoade. Ce carte ar trebui să încercăm să ducem pe un turn al oponentului? Lăsați-mi în secțiunea de comentarii și o să facem un episod de troll, pentru că ăla este troll. În poate chiar episodul următor, nu știu, dar vreau să-mi lăsați cu ce carte ar trebui să facem. Bun, hai să facem cu următorul deck. Să încercăm cel de-al doilea deck. Sunt puțin răgușit. Nu-i nimic, ne revenim. Oh, de data asta avem și pompă. Arată puțin mai bine. Și până din ceea ce văd aici arată ca deck-ul meu. Mă, ăsta nu-i deck-ul meu? Nu e deck-ul meu, că eu n-am Electro Wizard. Ok. Ok, hai să dăm aici Z pentru că s-au strâns destul de mulți scheleți și nu am chef de ei pe turnul meu și pe pompă, cu toate că jumătate de pompă e deja down și a folosit erorile, evident, și freeze-ul. Bun. În locul Knight-ului pe care îl folosesc eu în deck-ul meu, am să folosesc minerul de data asta. Îmi place mai mult că are pompă în deck-ul ăsta și pot să pompez. Ok. Bănuiesc că pe... mă gândeam că pe cealaltă parte o să pună ceva barbari. De obicei asta se întâmplă. Minerul l-am pus acolo să tancheze pentru muschetire și pentru battle ram care o să se ducă direct pe turn. Hai să-i tragem Mega Knight-ul. Mini P.K.A. M-am speriat puțin de mini P.K.A. ăla. Nu am văzut că nu mai are atât de multă viață. Și dacă ați observat, am făcut eu o mișcare acolo. Am pus scheleții de unui elixir aici. Când Mega Minionul era aici, i-am pus aici pentru a nu se duce înapoi pe barbari și barbarii să dea damage pe turn. Gen, era ținut pe loc acel Mega Minion de scheleți. Nice moves, buddy. Știu, mulțumesc, joc foarte bine. Bun, hai să pompăm. Bănuiesc că o să vrea să pună freeze la un moment dat, o să aștept. O să am zepul pregătit pentru ce e mai rău, și anume 3, 2, 1... Ok, mi-a dat destul de mult damage. Bun. O să pun două muschetire în dreapta, în cazul în care are fireball, să-mi dea ori pe cele două, ori pe cea cu pompa. Gen muschetiră plus pompă. Așa ar fi cel mai bine să dai. Muschetiră plus pompă. Dar ideea e că deja l-atac destul de savage pe ambele părți. Ca să zic așa. Turnul din dreapta e cam down. Bănuiesc că și la mine la un moment dat o să-mi fie turnul din dreapta puțin mai down, pentru că nu mai am foarte mult. Dar eu deja atac și pe stânga. Și atac! Când zic că atac pe stânga, credeți-mă că atac pe stânga. Puteți vedea și voi ce e acolo. Mă așteptam să iasă ceva mai mare, dar am un mini pe caul ăla. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Bun. Poate din meciul ăsta o să luăm și noi un super magical chest ca să avem ce să punem în titlu. Clickbait. Avem nevoie de clickbait pentru că clickbaitul înseamnă vizionări și abonați. Glumesc. Dar presimt eu așa un super magical. Nu știu. Super magical chest? Super magical chest oare?
Oare o să ne pice Super Magical Chest? Nu de parcă știam și am zis asta, dar totuși. Super Magical Chest pe episod! Yay! Nici nu știu de ce fac asta, pentru că e o reacție fake. Dacă nu v-ați dat seama, știam deja că o să-mi pice Super Magical Chest. Deci da. Nu puteam să am o reacție naturală și să mă bucur într-adevăr, pentru că știam chestia asta. Bun, ăsta a fost cel de-al doilea deck care a funcționat totuși. Ăsta este deck-ul meu, nu o să-l folosim astăzi. Să folosim deck-ul numărul 4. Hai să vedem. Next. Și mai avem încă un deck, apoi să-l desenăm și pe acela. Deci, da. Hai să vedem. Ăsta are Royal Ghost. Oh, și-am dat și de un level 13. Oh, dacă funcționează chestia asta cu un level 13, ar fi super. Hai să-l lăsăm pe el să pună prima dată el carte jos. Ok. Level 13, la ce să te aștepți? La cărți de level 13 bănuiesc. Să sperăm că nu are chiar toate cărțile maxate. Hawk de nivel 11, adică nu e de parcă ar fi la nivel maxim și bănuiesc că și Fireball-ul e la nivel maxim. Da. Ok. Până acum tot ce am văzut a fost la nivel maxim. Deci până acum tot ce am văzut a fost la nivel maxim. Până și bets. Și nici măcar nu sunt cu deck-ul meu. Nu, asta este o scuză că dacă ar fi să pierd, pentru că, na, mă aștept să pierd totuși de la un cont maxat, dar totuși mi-a luat un turn atât de ușor cu un hog de nivel maxim și Kena de nivel, da, e zep, maxim, tot contul este maxat. Bun, ăla o să se ducă pe turn pentru că se face invizibil și o să prindă cel puțin un hit. Un hit, două, trei, ba chiar trei hituri. Nice. Hai să încercăm să ținem cel puțin o muschetiră în viață și să atacăm cu ea. În stânga aș vrea să atac cu ea, pentru că în dreapta bănuiesc o să fie un mega mare fireball. Fireball. De ce am zis fireball? Fireball, pentru că așa o să fie. Da, nu știu în ce măsură o să pot eu câștiga meciul ăsta când deja el are un turn și are un hog la maxim. Iar eu nici măcar nu am deck-ul meu, dar nu-i nimic. Nu-i nimic. Noi tot încercăm să pușăm și să câștigăm, aparent. Puțin cam greu. Avem acolo ceva trupe. Am avut și noi acolo ceva trupe. Hai că mai avem un Royal Gold. Nu mai avem nimic. Cred că asta o să fie meciul. Da, nu știu dacă are și acel Cannon care îmi distruge. De fapt, nu prea mă lasă să ajung pe turn acolo cu Battle Ram-ul. Da, contează mult și levelul cărților dacă nu v-ați prins. Deci da. Nu știu, deck-ul poate chiar era bun, dar tipul ăsta maxat fiind, oh my god. Adică, na, mă joc cu un tip care a ajuns aproape la 6000 de trofee, 5800, iar bestul meu e undeva la 4600. E de înțeles, nu? Cont maxat, toate cărțile, cred. Bun, hai să testăm și ultimul deck, să vedem. Sper să nu dau din nou de un cont maxat. Bun, hai că e level 12 ăsta. Ăsta are Executioner, deck-ul ăsta. De ce ai pune într-un deck cu muschetire Executioner? Voi sigur nu mi-ați făcut troll cu deck-uri. Când vă mai cer deck-uri o să fiu foarte atent. Tesla de nivel 3. Ah, gen, nu e maxat, dar până acum toate cărțile pe care le-a pus jos sunt la nivel maxim. E perfect! E perfect! Nu e nimic, hai să nu-i mai plângem totuși, de fapt, eu mă plâng, să nu mai plâng de nivelul cărților și să joc, că totuși poate am șanse să câștig. Șanse sunt, evident. Hai să punem acolo o prințesă, mai dăm un chip damage și aș pune un log așa, gen 3, 2, 1.
De ce am pus locul ăla? Credeam că o să dea ceva Goblin Gang sau... Mă așteptam la ceva trupă de ground micuță care să pună pentru prințesă și ziceam că fac o mișcare inteligentă, dar nu a fost o mișcare inteligentă. Chiar nu a fost o mișcare inteligentă. Hai să lăsăm Electro-ul ăla să se ducă. Ceva de genul mă așteptam să pună pentru prințesă, dar nu a fost. Ok. Bun. Goblin Gang aici pentru mine, pentru că mi-aș lua chip damage și nu vreau asta. Dacă mă ataci, atacă-mă totuși cu Hog-ul, dacă chiar vrei să-mi iei turnul. Bun. Parcă are Fireball. Dacă nu mă înșel, da, are Fireball. O să primesc Fireball pe cele două, sunt 100% convins. 3, 2, 1, activa și King Tower-ul. Nici măcar nu mai pasă pentru că deja mi-a luat turnul. Aproape. Ghostul ăla se duce înainte, e bine că o să tancheze la un moment dat pentru acea muschetiră și dă și el damage destul de bine. Bun. Hai că nu stăm chiar atât de rău. Nu stăm chiar atât de rău. Punem executionerul în față, în cazul în care pune exact să tancheze pentru prințesă. Prințesa rămâne în viață. Ok, a dat Fireball. Nice, putem folosi muschetirele cele două pe stânga ca să putem face un atac mai mare acolo. Dăm aici Zep, ca să fim sigur că nu ne ia încă turnul, cu toate că dacă dă un Fireball, turnul ăla e luat. Sau, mă rog, un miner. Oh, prințesa aia, am vrut să dea splash pe turn. Oh, nu, a schimbat poziția minerului și mi-a dat țeapă. Și nu știu dacă o pot să iau eu turnul. Da, nu o să pot să iau turnul și cred că ăsta este meciul, cu toate că aș fi avut șanse să câștig și eu. Nu. Da. Da, cam ăsta a fost și meciul. Și ăsta avea cărți destul de maxate. Nu știu dacă toate. Ba da, în afară de Fireball și de Hog și de Miner, dar totuși destul de multe cărți maxate. Cam ăsta a fost și episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Câteva deck-uri au funcționat, câteva nu m-am descurcat eu cu ele. Poate ele funcționează, poate ele nu funcționează. Dar dacă mă joc mai mult cu ele, poate le dau de cap și pot juca cu... Adică pot fi deck-uri reale și cele cu care am pierdut. Numai că na, ați văzut și voi, am pierdut și la unul care avea aproape 6000. Mă rog, nu asta contează. Eu am făcut episodul exact cum am vrut. Aștept propunerile voastre de următorul clip pe care vreau să-l fac, cu ce carte vreți să încerc să pun pe turnul lor, 4 bucăți. Viitorul apropiat o să vină și un super mega extra chest opening cu mai multe chestii, de aceea țin și legendary chest-ul ăsta aici. Avem încă două legendary chest-uri pe aici, unul aici, unul aici, un super magical chest și o să mai fie aici încă un chest destul de mare. Bănuiesc că și la challenge o să așteptăm un challenge unde o să avem un chest mare și aici. Și probabil ceva și din shop. Deci o să fie un chest opening mare pe canal. Cam atât cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uita să apăsați butonul de like. Dacă nu te-ai abonat la canal, să te abonezi la canal apăsând butonul de subscribe. Apasă chestia roșie, dacă e roșie, ok? Eu am fost Body, iar până data viitoare ne vedem în arena. Pa, pa!